Vine cât un șmecher de ăsta. Familia mă găsește din toată lumea asta. Și probe, ai față de artist. Nu vrei să joci în filmul meu? Cum? Uita să-l spun. De fapt, erau doi. Unul mai mic, ochelarist, și unul cât un cuier de slab. Bineînțeles, tot cu fundul de sifoare, cap și pirim. Auzi vorba la ei, ci că Dumnezeu a făcut lumea 7 zile. Dacă îți dăm 100 de lei și îți punem o căpsidă în față, mă întorci de 7 ori și ne spui viața mea tare în 7 minute, Tău, drace! Păi viața mea face 100, băi, ciutarilor. Ce sunt eu, ca șbeca? Știți voi ce am făcut eu în 50 de ani? M-am dat cu săniuța. Sau vreți să luați banii ălora de se uită ca proști la documentarele voastre? De 2 și 15 bani. Apropo, la 2 și un sfert, dacă știți voi ce înseamnă asta. Să vă spun pe aia drept. Pe mine mă cheamă Virgil. Pe voi cine v-a chemat aici? Ne zic da. Și nu pun botul la suta voastră. Puteți să întoarceți voi și 10 cărțile. Dar dacă întorc eu una de 2 minute? Dar eu zic de la obraz. Băi, fraierilor, pe asta o știți? Eu sunt plin de șmecherii ca veceul de hârtii. S-ar fi văzut pe ochialistul ăla mic de chițăia și sărea ca mingea în sus de bucurie. Dobitocul, credea că m-a prins. S-a închis, că de el un whisky. Ce de-aia? Hai că poate-mi tai creierul, știi. Acum sunt mai făcături. Știi el ce era acum aliment? Sau acțiunea adunare? Ce le-ai? După 90, m-a apucat pe mine. Să mă apuc de acțiuni pe Brăloșenești. Aveam 10 ani de traseu. Când vine o hoașcă bătrână, de-aia cu epoleți, și îmi zice: băi, Virgile, hai să facem curățenie pe traseul Progresul, comuna Jilava. Că nu sunt în casări. Ia fă tu o echipă, 2 mașini, și atacați de la 5 dimineața. De fapt, vrea să mă fac. Era jale, dragă. Cât e totul, frate? Ce să mai? Fiecare ciugurea pe unde putea.
Au băgat la înaintare doi avocați. Și mi-au dat mită. Ca să le dau amendă. Și eu, ca un frer, am luat bani însemnați. Și am rămas pe drum. Și lucram, frate, de 10 ani. Păi nimic, un șut în fund, un pas înainte. Sistemul arge întotdeauna de ăștia ca mine. Și m-au băgat băieții cu ochii albaștri. Să-i prind pe aia de la conductă, la benzină. Nici nu mai știu pe unde lucram. Nu mai știu. Acolo am aflat că benzinarii erau mână-mână cu colonii, cu procurori, oaga mare. Și m-am hotărât să ies din sistem. Ca să vezi, m-am făcut portar. Am vrut să dor pe perna mea. Am vrut să fiu nimeni, nimeni. Ca așa-s toți. Volpovici de-a dormit proști în sală. N-am, bă, nicio poveste. Ne. Numai mort mă puteți prinde în plasă. Numai mort vă povestesc viața mea. Altfel, nicio nădejde. Vai, vai com o vosso. Clean, clean. Să fie pentru sufletul lui Virgil.